Am să fiu scurt pentru că îmi place să fiu punctual. Eram la Florida în toamna anului 1999 și cam de la aceeași oră frații m-au chemat la ambon să mai aduc niște completări. Nu erau necesare pentru că frații înaintea mea vorbiseră suficient de bine, ca și acum. Dar m-au chemat din probabil politețe și atunci am spus așa, să știți că am să încerc să fiu punctual și la ora 8 voi încheia. M-am apropiat de cuvânt, am împărtășit cu frații câteva gânduri din cuvântul citit atunci și când era 8 fără un minut, am zis, văd că e deja 8 fără un minut și trebuie să mă țin de promisiune. O soră din cor, o soră îndrăzneață, mi-a spus, da frate, e deja ora 8. Așa încât a auzit-o toată biserica. Și în auzul întregii biserici i-am mulțumit și i-am spus, i-am făcut o făgăduință. Soră, dacă vreodată voi ajunge păstor în biserica aceasta, am să rânduiesc să fii secretar și o să ne înțelegem bine. Cum am trecut de atunci 16 ani, sora s-a mutat de acolo, nici eu n-am mai ajuns, așa că făgăduința a rămas neîmplinită. Dar obiceiul meu de a fi punctual rămâne totuși în picioare. Voi fi scurt așadar, dar vreau să vă spun că pilda aceasta este una din lecțiile pe care noi trebuie să le dovedim poate cel mai des în viață. Iertarea semenilor noștri este una din lecțiile de care ne lovim cel mai des. Și este, dacă vreți, una din lecțiile la care dăm examen, pentru că Dumnezeul nostru știe tot despre ceea ce facem noi. Rogul acela nemilostiv, după ce a căpătat iertarea, vă amintiți în citirea pildei, a întâlnit unul din tovarășii lui care îi datora doar 100 de lei, pe lângă datoria pe care el o avusese și de care fusese iertat. Datoria aceasta era minusculă, neînsemnată. Și totuși el a ținut neapărat ca tovarășul lui să se achite de datorie și pentru că a cerut păstuire, el n-a vrut să-l păstuiască și a făcut în așa fel încât tovarășul acela să fie aruncat în închisoare. Odată a greșit pentru că nu a fost milostiv față de tovarășul acela lui și în al doilea rând a comis marea greșeală să potim că stăpânul care pe el a iertat nu va afla niciodată despre ceea ce s-a întâmplat în curtea Palatului Împărătesc. Însă, spre surprinderea lui, va afla că stăpânului i-a fost dus la cunoștință lucrul acesta. Exact lucrul acesta se întâmplă, dragii mei, și în relația noastră cu Dumnezeu. De multe ori ne avem impresia, sentimentul că Dumnezeu nu este la curent cu ce facem noi de-a lungul săptămânii, cum ne purtăm noi cu soțiile, cu copiii, cu soții noștri, cu colegii noștri de muncă, cu participanții la trafic, ca să iau un exemplu banal, poate. Și se întâmplă atât de multe împrejurări în care semenii noștri să ne greșească și ca pentru atunci uităm că și noi greșim față de semenii noștri și față de Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, Petru s-a apropiat de Domnul și a pus o întrebare. A întrebat, de câte ori, Doamne, să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Și a completat întrebarea cu un fel de întrebare-răspuns. Până la 7 ori? M-am gândit, oare de ce Petru a ținut neapărat să adauge și această a doua parte, întrebarea răspuns, până la 7 ori? Am găsit 3 situații în care oamenii obișnuiesc, atunci când pun o întrebare, lângă întrebarea lor, să lege și un posibil răspuns. Cred că despre lucrurile acestea cândva v-am mai vorbit aici, pentru că despre iertare am mai vorbit în biserică și am spus atunci că prima situație la care m-am gândit a fost aceea în care un om discută contradictoriu cu interlocutorul său și vrând să-l aducă și pe celălalt la concluzia la care el deja a ajuns, îl conduce pe acesta din întrebare în întrebare, dar spune și un răspuns pe care celălalt este obligat să-l accepte și până la urmă îl duce la concluzia la care el era deja și vrea să-l atragă și pe celălalt.
Tehnica aceasta a mai fost numită tehnica socratică, pentru că Socrate, acest înțelept al grecii antice, avea obiceiul să-și conducă interlocutorii din întrebare în întrebare până la concluzia dorită de el. Și aproape întotdeauna a reușit. O altă situație posibilă în care cineva pune o întrebare și lângă ea leagă și răspunsul este situația în care el a primit cândva o anumită învățătură, are un anume răspuns, dar acum s-a întâlnit cu un învățător mai înțelept decât învățătorul de care a primit prima învățătură și ar vrea el să-și verifice de data aceasta convingerile, răspunsul, să vadă învățătorul acesta mai înțelept dacă îi va da același răspuns sau unul mai bun. Aș putea să cred că Petru a avut o anumită concepție despre iertare. Pentru că în Cartea Proverbelor, la capitolul 6, versetul 16, stă scris că Domnul urăște 6 lucruri, ba chiar 7. Și am auzit spunându-se că Petru s-ar fi inspirat de aici, atunci când a stabilit baremul iertării la 7. Într-o altă împrejurare, însă, oamenii pun întrebări de felul acesta și dau și răspunsul, pentru că în grupul care este adunat acolo și care aude discuția, s-a găsit cineva cu care el a avut de-a face, a avut o discuție contradictorie. A argumentat unul, a argumentat celălalt și niciunul n-a putut birui argumentele celuilalt. Și acum unul dintre cei doi îl întreabă pe învățătorul, autoritatea recunoscută de tot grupul, și oferă și răspunsul, opinia lui, pentru ca învățătorul să fie influențat de acel răspuns, să spună, da, așa este, și în sfârșit se audă tot grupul că el a avut dreptate, iar celălalt a fost greșit. Noi nu știm din ce motiv a pus Petru această întrebare, însă, în mod sigur, întrebarea lui a fost tendențioasă, pentru că el a pus întrebarea de parcă el era omul desăvârșit, iar semenul lui, fratele lui chiar, greșește. El este cel care greșește întotdeauna. Poate de aceea Mântuitorul Iisus a dat un răspuns complex sub urma unei pilde și a adus subtil aminte lui Petru că nu este omul el, Petru, omul acela desăvârșit care doar el trebuie să ierte pe alții. Și el a avut nevoie de iertare și încă de foarte multă iertare. Eu nu am să mă lansez acum în calcule, deși unii predicatori au făcut-o și unii comentatori biblici au socotit cât datora robul acesta împăratului, suma aceasta de 10.000 de galbeni, pentru că vedeți dumneavoastră, cursul valutar diferă de la o zi la alta, nu în două zile la fel. Și ce aș predica în duminica asta s-ar putea să nu se mai potrivească în tocmai duminica viitoare. Dar ceea ce vreau să spun este faptul că Domnul Iisus a vrut să pună în evidență uriașa datorie pe care fiecare muritor, trăitor pe pământul acesta, o are față de Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu se îndură și este rugat să îl ierte, Dumnezeu îi oferă iertare. Oricât de mult ar fi datoria aceea, oricât de mare, și vreau să vă spun că nu cunosc niciun om pe pământul acesta care să poată ierta o asemenea datorie uriașă. Negreșit, împăratul acesta îl reprezintă pe Dumnezeu în relația cu noi. Apostolul Pavel punea o întrebare unui interlocutor imaginar când scrie epistola către romani și îi spune: cu împietrirea inimii tale, nu vezi tu că-ți aduni o comoară de mânie pentru ziua dreptei arătări a judecății lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, Domnul Iisus voia să-l încunoștințeze pe Petru și pe toți cei ce de-a lungul secolelor vor citi aceste cuvinte sau le vor auzi, că noi oamenii toți am avut față de Dumnezeu o datorie uriașă. Că datoria aceea n-am fi putut să o plătim. Vedeți, robul acesta a zis, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. O, cât era de optimist sau poate de naiv. Pentru că dacă împăratul i-a dat odată 10.000 de galbeni și omul ăsta a fost atât de abil cu cheltuielile lui încât a ajuns la minus, m-aș întreba și eu cum ar putea dintr-o dată sau în câțiva ani să recupereze totul și să poată plăti datoria înapoi. Era ceva imposibil. Este imposibil pentru un om să se auto-îndreptățească înaintea lui Dumnezeu.
singura soluție, singura șansă care nouă ne rămâne, și împăratul acela din pilda Domnului Iisus o știa bine, singura șansă care ne rămâne este iertarea sau ștergerea datoriei. Nu există o altă modalitate prin care omul ar putea să-și plătească datoria față de Dumnezeu, chiar dacă i-ar fi dat să trăiască 10.000 de ani sau chiar mai mult. Însă Dumnezeu și-a arătat îndurarea față de noi pentru că ne-a iertat toată datoria. Lucrul acesta însă atrage asupra noastră o mare responsabilitate, pentru că noi avem datoria acum să iertăm semenilor noștri așa cum ni s-a iertat nouă. Nu-i întâmplător faptul că tovarășul acestui rob s-a aruncat la picioarele lui, acestui rob, și l-a rugat să-l mai păsuiască, să-l mai aștepte, și a folosit în rugăciunea lui exact aceleași cuvinte pe care el, cu câteva minute înainte, le adresase, aceleași cuvinte pe care le adresase împăratului și la care a căpătat iertare. Însă el n-a vrut să ia. Ceea ce a vrut Domnul Iisus să spună în mod evident aici este aceea că dacă noi am căpătat iertarea lui Dumnezeu, dacă noi trăim în această iertare, dacă noi ne bucurăm de această iertare, avem obligația să dovedim iertare față de cei care ne greșesc nouă, și cei ce ne greșesc nouă, ne greșesc atât de puțin față de cât am greșit noi lui Dumnezeu. Raportul acesta este ușor de imaginat. Pe de o parte 10.000 de galbeni și pe de altă parte 100 de lei. Îngăduiți-mi totuși să fac o comparație cu moneda din ziua de astăzi, ca și cum cineva ți-ar datora 25 de cenți și tu ai datora, mai știu eu, primului ministru vreo 25 de milioane de dolari. Probabil raportul ar fi cumva pe aici. Și pentru că ți-a fost iertată datoria, cât de simplu, cât de ușor este, dacă te gândești la lucrul acesta, să ierți orice lucru mărunt pe care semenul tău, fratele tău, îl greșește înaintea, pe față de tine. Mântuitorul Iisus a încheiat un avertisment și avertismentul acesta este unul foarte serios. El este repetat în Evanghelia aceasta după Matei, pentru că în Predica de pe Munte, în capitolul 6, veți găsi rugăciunea Tatăl nostru. La miezul acestei rugăciuni este așezată o cerere. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Acum eu vă mărturisesc, când eram copil, îngăduiți-mi să-mi finalizez totuși ideea, când eram copil și am dat peste cuvintele acestei rugăciuni, am zis în gândul meu, Doamne, va trebui să găsesc o soluție, pentru că eu nu mă încadrez aici, nu mă calific aici. Și am zis eu în gândul meu, am găsit soluția. Și am început să mă rog în momentul acela și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi s-ar trebui să iertăm greșiților noștri. Am lăsat o portiță cumva. Însă, mare mi-a fost surpriza când am auzit odată pe cineva în biserica noastră mică rugându-se cam în același fel în care mă rugam eu ca un copil. Era un om mai în vârstă care se ruga și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi se cade să iertăm. Și am zis, Doamne, dar mai sunt șanse în situația mea. Adevărul e că suntem mulți în situația aceasta. Noi trebuie să putem spune așa cum ne-a învățat Iisus și să putem ierta așa cum ne-a învățat El. Când Domnul Iisus a transmis rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea domnească, după ce a menționat în miezul acestei rugăciuni nevoia noastră de a ierta pe semenii noștri, Mântuitorul Iisus mai adaugă acolo două versete. Și acolo stă scris așa. Dacă iertați semenilor voștri, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta vouă greșelile. Și adaugă zicând spre întărire. Dar dacă nu iertați de semenilor voștri greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vi le va ierta pe ale voastre. Iată că aici este repetat același lucru. Fraților, surorilor, este limpede că avem obligația să iertăm. Mulți predicatori învață poporul și spun, am fost iertați în marea uitării, de acolo nimeni nu mai are voie să pescuiască nimic. Dar dacă îi întrebi, ce se întâmplă cu versetul ăsta? E lăsat fără sonor. Tac. Tac, pentru că în explicațiile ușoare pe care ei le dau oamenilor, ascultătorilor,
Ei omit acele versete care contravin opiniilor lor. Și nu este corect. Noi nu avem voie să punem deoparte acele versete care nu ne plac. Noi și pe cine trebuie să le luăm în calcul. Și vreau să vă spun, luând toate acestea în calcul, înțelegem că noi avem datoria să iertăm. Am căpătat iertare, vrem să ne bucurăm de iertare și avem obligația să ne iertăm pe alții. Ajută-ne, Doamne, ca și în familie, și în biserică, și la locul de muncă, și oriunde, să putem dovedi această iertare. Amin. Și am să vă rog să mă iertați și pe mine pentru depășire. Dragii mei, vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare și aș vrea părtășia din ziua de astăzi.